Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Mă bucur tare mult să fiu din nou în fața voastră, iar vedetele materialului de astăzi sunt două cărți. Două cărți Asborn pe care le-am primit de la Biblioteca Măriucăi. Ce să spun, când am început eu să cânt în urmă cu foarte, foarte, foarte mulți ani, nici nu are rost să dăm numele acum, nu exista așa ceva. Tocmai de aceea, acum când le-am primit, am fost mai entuziasmată să mă joc cu ele decât fiul meu, pentru că, într-adevăr, generația aceasta, generația copiilor noștri, au o gamă variată de produse, de instrumente, de cărți, de jucării care să le dezvolte creativitatea, care să le dezvolte auzul și care să îi facă să le placă muzica. Motivul pentru care astăzi am decis să filmez lângă orgă este tocmai faptul că una dintre cărți reprezintă o orgă. Ușor, ușor le voi lua pe rând și vă voi arăta ce poate face fiecare. Sunt o multitudine de idei și de melodii pe care cei mici le pot învăța, pentru că, iată, fiecare notă muzicală de pe carte este reprezentată de câte o culoare, așa că exercițiile ce vin în paginile următoare ilustrează culorile notelor muzicale. O să vă arăt și vouă cum funcționează, o să vă arăt că notele de pe carte coincid cu notele adevărate ale pianului, iar după ce terminăm cu pianul, voi trece la cartea care ilustrează tobe și percuție, recunosc. Deși eu sunt familiarizată cu pianul, cu orga, această carte m-a dat gata. Este foarte interesantă și captează atenția noastră, a adulților, dar mai ales a copiilor. Mulțumesc încă o dată Biblioteca Măriucăi pentru aceste două minunate cărți. Nu m-am plictisit de ele și o să exersez până o să învăț pe din afară toate exercițiile de la fiecare pagină. Să trecem la treabă! Îmi propun să încep prezentarea celor două cărți cu prima carte care ilustrează pianul și pentru a vă arăta că sunetele notelor sunt adevărate, voi face o comparație între sunetele cărții și sunetele unui instrument adevărat. Iată, prima notă muzicală din gamă este Do, așa începe și aici. Ce este foarte interesant este că fiecare notă muzicală este ilustrată de câte o culoare, astfel că dacă cei mici vor să învețe o melodie din această carte, nu au decât să reproducă culorile aferente fiecare melodii. Iată! Și voi face acum demonstrația și la pianul adevărat, ca să vedeți că sunt aceleași sunete. Okay? Și ca să fie treaba până la capăt, să vă arăt cât de ușor se parcurg piesele din această carte, vă voi face o demonstrație pe această piesă pe care am ales-o la întâmplare, dar este o piesă cunoscută de copii și iubită totodată, Twinkle Twinkle. Da? Se începe cu culoarea roșie, albastru, portocaliu. Deci copiii în acest mod învață notele muzicale, învață sunetul și mai ales vor fi foarte atenți atât la clape cât și la culori. Atenția distributivă joacă un rol foarte important în viața copiilor și ne dorim să fie atenți la cât mai multe lucruri. Hai să începem, iată! După cum ați văzut, este foarte ușor de parcurs această carte. Are mai multe piese ce pot fi interpretate și de voi adulții și de copii. Consider că are foarte multe beneficii în viața copiilor o astfel de carte, pentru că știm bine că ce e învățat de mic rămâne acolo și astfel le dezvoltăm pasiunea pentru muzică și pentru ce își doresc să facă în viitor. Acum este timpul să trecem la cartea a doua, cartea care are ca obiect principal tobele, percuția și bătăile. Iată că a sosit momentul să vă prezint și cartea a doua, cartea care are ca obiect principal tobele, percuția, ritmul, bătăile. Recunosc că dintre cele două aceasta este preferata mea, nu știu de ce m-a fascinat atât de tare. Poate exercițiile ce sunt incluse la fiecare pagină le-am trecut în revistă pe toate și
deși mi-a luat puțin timp să mă prind cum stă treaba, m-au captivat, iar acum le știu pe din afară. Am uitat să menționez la început că fiecare carte are un dispozitiv de stingere-aprindere, funcționează cu baterii, dar dacă aveți grijă să le închideți după fiecare utilizare, cu siguranță bateria va ține foarte mult timp. Cartea poate fi folosită atât individual, adică folosind instrumentele pur și simplu, apăsând pe fiecare bătaie din carte, sau ținând cont de exercițiile ce sunt explicate la fiecare pagină. Eu mai voi opri astăzi la unul care îmi place foarte mult, îmi place atât mie cât și fiului meu. O să vă explic despre ce este vorba. Dacă apăsați unul din butoanele A, B, C, D, E sau F, începe să cânte o melodie. Voi, ajutându-vă de ilustrația de la fiecare pagină, puteți acompania piesa care deja cântă pe fundal. O să vă fac și eu o demonstrație, o țin așa, sper să-mi iasă și să fiu atentă să pot să manevrez și cartea. Imaginea ne arată că întâi trebuie să apăsăm butonul E ca să înceapă să cânte piesa, iar apoi, uitându-ne la această imagine, trebuie să apăsăm pe fiecare instrument, după cum ni se spune aici. Întâi pe toba mare, apoi pe toba albastră, din nou pe toba mare și apoi pe numărul 4. Hai să vedem ce iese. Apăsăm deci butonul E. Ați văzut cât e de ușor? Într-adevăr, trebuie să fim și să fie copiii foarte atenți. Trebuie să se miște repede, pentru că asta este ideea. Trebuie să învețe, să țină ritmul, să se joace cu bătăile și să fie în același timp cu piesa care cântă pe fundal. După cum spuneam, eu am parcurs toate, hai că am închis-o, am parcurs toate piesele din carte. Sunt foarte, foarte ușor ilustrate și chiar dacă sunt în limba engleză, îți dai seama foarte ușor după imagini ce ai de făcut. Imaginile sunt haioase, hârtia este foarte calitativă, nu știu, eu sunt fascinată, spuneam la fel și fiul meu. Ce să spun, vă doresc succes, sper că v-au captat atenția aceste două cărți. Mulțumesc încă o dată Biblioteca Măriucăi pentru aceste două cărți minunate. Atunci când vine vorba de muzică, orice carte, orice lucru, obiect primesc, sunt foarte bucuroasă. Vizionare plăcută în continuare, succes, sper să vă fi inspirat aceste două cărți, să auzim de bine!